Rică Răducanu, unul din portarii legendari ai Naționalei României de fotbal, singurul însă cu veleități ofensive. A fost primul care a înscris și a fost prins în offside. Altfel, Nea Rică, suflet de artist și pe teren și în afară. Extrem de carismatic, cu priză la femei, pus pe șotii tot timpul, a ajuns unul din starurile anilor 70-80, dar și printre preferații televiziunilor după 1990. Deși bătrânețea a adus și probleme inerente de sănătate, celebrul Rică, alias Tamango, și-a păstrat umorul specific, însușire care l-a dus și spre lumea cinematografiei, unde a jucat alături de nume celebre. În această seară, Rică Răducanu vine la Mădălin Ionescu Show pentru a da răspunsuri surprinzătoare celor mai spectaculoase întrebări din viața lui. Bine v-am regăsit, prieteni! Într-adevăr, în platou se află celebrul Rică Răducanu, unul dintre numele grele ale fotbalului românesc. Membru al unei generații extrem de talentată, dar care, din păcate, n-a avut șansele generațiilor de după 1990. Poate că mulți dintre fotbaliștii de atunci erau mai talentați decât cei din, să zicem, generația de aur, însă, din păcate, n-au avut șansa să joace în afară. Bună seara! Bine ați venit! Sănătate, domnule! Am văzut secvențe spectaculoase și am văzut și imaginea aia cu Pele, pe care poate tinerii nu mai știu. Mi s-a făcut părul meu să aminte câte sunt pe acolo. Stau ca fraierul acasă, că am video cu casete de-alea, tată. BHS-uri de-alea. Numai, nu știu cum, trebuie să le dau unde să le tragă, să mai mă... Să le convertească și să le pună pe sticuri, să vă uitați la... Da, acum e cu sticuri. Alte șmecherii. Nici mai. CD-urile nu se E cu CD-ul, cu alea. Nici alea nu mai merg, DVX-uri și toate... Da, tată, da, ce vrei. Da. Imagini... Astea sunt cele mai frumoase. Și cine le văd toți care știe treburile astea, majoritatea ca mine, bătrâni, unii săraci nu mai sunt, nici colegii mei supărări. Uite, dar sunt totuși. Vreau să vadă tineretul, tată. Scuză-mă că exact. Mai dau de-n gură, așa, că acum m-ați făcut. Ia uite pe și Hălmăjeanu cum arătați. Bărba bine, bărba bine. Ia uite, prieteni, pentru aceia dintre voi care nu știți despre ce este vorba, aveți o oportunitate, o ocazie rară să aflați lucruri incredibile din destinul unui om care a făcut performanță cu adevărat. Unul dintre fotbaliștii atipici, un portar căruia îi plăcea să dea și gol, care a și fost surprins. Am dat la goluri. Și a mai dat și câteva. Ați dat goluri? Dăm penalti. Nu mai dăm penalti, că penalti. Atunci am dat gol ăla și m-a prins sub și normal trebuia să-l lase. Era cursanul de noi. I-a zis, tată, măcar că ai văzut de când stau pe în careu pe aici. Și atunci am căzut în B. Atunci ați retrogradat. După ăla, da. Dar hai să începem așa. Ați scris, ați spus că ați fost sărac în copilărie. Dar ați făcut o afirmație care cred că are nevoie de explicații sau de lămuriri suplimentare. Ați spus că ați avut două mame și doi tați. Cum da, am fost bogat și cu treaba asta. Cum adică? Cum s-a întâmplat? Mă, tată, să știi că am fost amărât, dar am avut noroc. Șansa vieții m-a ajutat. De ce să... Poate am fost și talentat, da? Adică părinții au divorțat și ați fost crescut? Da, eu sunt născut la Vlădeni, Fetești. A fost Pârnaia într-un timp. Deci era înainte Comuna Vlădeni, Raionul Fetești, Regina Constanța. Acum e Nealomița. La noi. Am fost acasă acolo, mai am niște nepoți, chiar am vorbit cu ei. Așa. Am plâns, îți dai seama că am plâns, că am văzut casa tot. Copilul nu venea să cred că am intrat până așa, că era și eu mic, dar la 10 ani... Încă mai e casa? Poftim? Încă mai este casa? Casa e acolo, care am copilit-o. Da. Cum, crește, e cineva acolo, am lăsat-o la cineva. Da. Bun. Aproape tot la fel. Deci v-ați născut acolo și ce s-a întâmplat? Părinții s-au despărțit?
Bă, tată, noi am fost patru băieți. Așa. Deci aici a fost mama cu... la țară acolo, eu sunt ăla mic și fratele meu trăiește, are 90 de ani. E singur, săracul, a murit Antilia, n-are copii, n-are mica și nevastă mai face mâncare și mă duc pe la el. Stă în Giulești. Uh-huh. 90 de ani, bun, are bine. Moral bun, bun, mă, are moral mai tare ca mine când ai fă cuvânt. Poate să uite, nu știu dacă să uite. Dar... și eu născut acolo la Vlădeni, tata pe timpul războiului a plecat la război. Uh-huh. A venit și s-a dus la București și cu timpul ăla, știi cum era, a dat divorț de mama pe dispariție, vezi, doamne, se putea face orice. N-a mai venit tata la țară acolo. Mama, urmă, nu mai s-a măritat, a trăit cu nea Sandu ăla, care m-a crescut până la 10 ani. Uh-huh. Frate ăsta al meu, ăsta mare, a plecat și el la București să facă armata. Uh-huh. I-a aranjat bătrânul. Uh-huh. Uh-huh. Și eu am rămas singur acolo, la țară. Îți dai seama, cu mama. Da, nea Sandu s-a purtat frumos cu dumneavoastră? Cine? Cel cu care a trăit mama după ce tatăl nostru a plecat. Da, nu, pe el m-a crescut nea Sandu, până m-a murit. Păi da, dacă spun ce a pățit și mama a trăit 100 de ani și dacă nu cădea de pe... a pus niște perdele. Dacă nu cădea de pe scară, nu murea mulți în incredibil, la 100 de ani. Femeie, 100 de ani, punea perdele, aranja încă... Da, s-a urcat și a căzut în cap. Băi, nene, nici la spital n-a vrut să mă... Da, pe cuvântul ăsta, da. Nu pot să cred. Da. Era încă timp la 100 de ani și... Are 90 de ani. Deci noi am fost patru băieți. Așa. Eu stă la mic. Și ați rămas cu mama și cu nea Sandu. Deci la mama a rămas acolo la țară și cu nea Sandu. Nu s-a măritat. Nu s-a mai măritat. Ok. Trăia cu el acolo. Și v-a luat fratele care plecase la București, a venit să ia? Stai să vezi. Da. Deci tata ăsta, fratele meu, a venit s-a însurat cu tantilia și tătea cu bătrânul, cu toți acolo și a făcut casă și acum ce a vorbit era cu cartelă tata atunci, pe timpul ăla. Bă, ei mi-a zis că eu... Și tata bine a făcut, m-a inspirat, m-a trecut acolo, Necula Răducan. Și lua cartela zahăr. Aha, am înțeles. Asta e clar, rapidul nostru. Și, bă, nene, până la urmă ăștia de la 5 ani, zice ăștia de la control, de la asta, băi, unii Necula asta, Răducan, să-l vedem și noi. Pe numele căruia iei tu produsele astea. Lua marfă de pe mine, dar nu, eu nu eram. Da. Și până la urmă, bătrânul zice, du-te mă la țară și ia-l păricuț. Cum, păi dacă nu îl dă mama, nu știu, îl furi, vezi? Eu aveam 5 ani prima dată când m-a dus. La școală, pe acolo, îți dai seama. Eram... Așa v-au luat la București, v-au furat sau v-a lăsat mama? Nu, mama nu, cum să mă lăsa seama, că nu mai era nimeni. Păi ăia doi de la mijloc care nu i-am cunoscut, care m-a crescut, zicea mama, au murit sărace, pe foamete. Aoleu, în foamea din 47. Da, atunci eu m-am născut în 46 și da. Înainte, dar au murit, nu i-am cunoscut. Ei zicea mama că m-a crescut. Până m-a stat, stai să văd. Și până a venit frate meu acolo, a zis că le-a păricuță pe la București și la Duc, nu știu ce, m-a luat bătrâna. Adică, și până la urmă m-a luat și m-a adus aici, mi-a făcut acte, nu știu ce, pe acolo, m-a dat la aia, m-a văzut și nu mai m-a dat înapoi. Nu mai, bătrâna singurică cu Răsandu ăsta, avea și ei la colectiv acolo toate, aveam oi, vaci, ca orice om care muncea, avea, numai cine nu muncea, n-avea la țară, asta e spun precis, găini, tot ce vrei, asta nu mai vorbesc. Da, și a venit, până la urmă, mama e de acord, că a vorbit cu frate meu, ca să vină nea Sandu ăla, că era pe timpul ăla cu buletin de București. Și filmul ăla, dar vorbește ca să avea frate meu una acolo pe Cosmești, unde stăteam noi pe Giulești, trebuia stat tot timpul acolo, să se însoare cu aia, ca să facă buletin de București și până să o aducă și pe bătrâna. Ca să-ți dai seama cât a îndurat și mama asta. Și a fost de acord. Ca să vină să stau și eu cu ei, că fratele meu ce pe luăm păricuță cu noi acolo, stăm toți. Că fratele meu avea casă, își luase o căsuță pe, chiar la Giulești acolo lângă cinematograf. Nu era blocul, nu era... Da.
Și tată, vine Sandu să însoară cu aia și nu mai stă de soară, bă, nene. Și nu mai renunță la ea. Da, mama aștepta, ai vinul, a venit mama, a stat la frate meu. Bă, ce, ce să facem? Da, săraca, da, și uite cât săracă. Și frate meu zice, hai mă, ce facem? Ca să fim toți aici cu Ricuță, cu mata, cu ăștia, haide să vii, stai cu mine și cu, cu tantilia, cu nevastă. Și îl luăm și pe Ricuță la noi. Eu eram la Ricuță. Și bătura, doamă, hai să vindem la țară. Atunci, de-aia ți-am zis-o. Au vândut oi, găini, tot ce vrei, a făcut niște răzdărași și a cumpărat casa la București. Și eu acum când am venit, deja aveam 12 ani, știi? Jucam, început să joc pe la Pasteur, pe acolo, extremă dreaptă, că n-am jucat portar de plin. Asta, ați fost atacant prima oară? Ați fost da, portar. De la început, pe nou portar, abar n-aveam. Da. Era ținar? Întâmplător. Da. Întâmplător m-a făcut portar. Da, și până la urmă a fost șansa bună. Deci, practic, ați fost crescut o perioadă la București și de soția tatălui noastră, nu? De cea cu care... Da, păi stai să vezi, că da? Stăteam cu Cona Rozalia, doamna, ea m-a crescut. Cum o chema? Rozalia. Rozalia. Femeie bună, tot ne-am copilit în Giulești, la piața Giulești acolo, acolo stăteau ei. Da, am avut probleme, nu s-a purtat urât, când avea copii. M-a crescut bine, așa cum era, asta e bună. Da, era mama, da, da, știi cum ești. Până când a venit mama la București cu fratele, m-am dus acasă la 12 și i-a spus, tata, că plec. Mă duc, a venit mama. Și v-ați mutat, v-ați mutat cu mama. Da. Apropo de fotbal. Da. Asta, deci v-ați început cariera ca atacant central. V-ați dorit să jucați la Rapid. Extremă dreaptă jucat. La, v-ați dorit să jucați la Rapid, ați ajuns la Victoria MIBC. MIBC București. E sportul studentesc. Pe post de atacant central. La sportul studentesc. Și de ce, de ce spuneți că ați ajuns portar din întâmplare? Păi da. Deci, cu școala știu că nu prea vă plăcea. Nu știe. Plecați mult. Deci cine știe, ăștia din noștri mai în vârstă. De tineretul acum să, să vadă, să audă și ei. Că da, e adevărat și e frumoasă povestea. Da. Da. Și eu când am venit la București, am jucat extremă dreaptă, adică extremă, nu eram legitimat, la Pasteur prima dată, tocmai la Institutul Pasteur, în Giulești. Da. Am jucat și am jucat și până mă, s-a făcut, era un, la sportul zătesc, era Victoria MIBC, acolo era, unde e terenul. Era un satelit al sportului zătesc. Da, și acolo m-am transferat, am jucat extremă dreaptă, dar până la urmă, Victoria MBC se unește cu Flacăra Roșie București. Pielea, unde am lucrat eu, unde am început. Și a zis Flacăra Roșie București. Și pe noi ne-a luat de la sportul de acolo și ne-a dus la Flacăra Roșie. La 14 ani jucam extremă dreaptă, am jucat la turneul final de juniori. Și pe urmă, la Flacăra Roșie să lucrăm, că... Am făcut o școală de la 14 la 16 ani de zidar. Ați fost zidar? Da, că tata vrea să mă facă electrician, dar eu la școală nu puteam să iau mai mult de 3-4. Erau notele alea până la 5? Nu, nu, nu. Erau până la 5, erau până la 10. Erau urâte. Adică da, n-aveam. Nu eram, nu le aveam. Da, uite așa cum mă vezi, să vezi câte școală am. Nici ani n-aveam într-un an, că am dat 3 ani într-un an, eram deștept într-un timp. Da, am avut șansa vieții, tată. Da. Nu recunosc. Deci tata vrea să fiți electrician. Pe vremea aia era, nu era chiar, părinții nu erau chiar mulțumiți când copiii se făceau fotbaliști. De exemplu, eu am... No, aveam și eu talent. Aveam talent atunci era talentat, tată, toate echipele, numai avea întreprinderile. Toate întreprinderile aveau echipă, echipă de fotbal. Da. Și era bine că te duceai pe acolo, nu mai te duceai la servici. Te duceai 4 ore, mergeai și pe urmă pe teren. Și luai niște bani. 860 era prima leafă și până 1200, depinde la calapate cum am... În anii 70, 1000 și ceva de lei erau bani buni. Bun, 1200. Da, da, da. Da, da, da. Așa. Și... și așa, și cum ați ajuns portar? Păi stai să vezi, m-a luat Flacăra Roșie, era Nea Sandu, frățile, unchiul lui frățile, dar el, el avea echipă în ce? Asta, Flacăra Roșie, pe Dudești. Acolo am început. Da. Și... jucam la juniorii în deschidere și pe urmă după aia, extremă dreaptă, de idei, la un meci
să jucam meci pe drept. Eu eram junior, 17 ani. Și în divizia ce. Și la un meci era Malaezu. Bă, a murit seara, Nicușor. O, un mic cioran așa. Și ce? Apărat bine. Și s-a accidentat tata. Eu eram în teren. Extremă dreapă. Mare, înalt. Neasantu, ce să fac? Băi, ia intră în portul. Și eu, bă, ce să fac? M-am dus tată. Și uite că am apărat destul de binișor. Eu la un meci cu Fieni, mi se pare. Mm-hmm. Și am stat, am început să mă ia, băi, portar te fac. Că ai alunge, ai forță, că dacă lucram la cala poate să nu, eu țineam mingea aia, o luam așa, eram învățat. Da, făceam și spectacol cu ea. Da, tata, și până la un meci am jucat cu Progresul București, cu Oaide, Mateanu, Mafteuță, în cupă. Uh-huh. Și la meciul ăla s-a accidentat asta, Malaezu, ți-am zis. Și intră Rică, eu eram în teren, extrem drept. Băi, și am apărat, tată, a dat aia în mine. Știi că Oaide sărea pe la cap ca lumea. Abia reajungeam, dădeam cu pumnul pe cap. Genul Dudu Georgescu. Da, și om, mare sunt. Îl țin minte. Tată, și-am apărat eșelent. Și 11 metri i-am eliminat pe ăștia de în cupă, pe Progresul. Tamangom, i-a șansă. Voi fiind în Liga 3, fiind în Divizia C. Da, Divizia C. Da, astea erau surprize mari. Da. Era flacarul și București. Ați apărat și penalti? Am apărat, tot nu venea să cred, am avut noroc, mă, tată, asta e norocul, ți-am zis, șansa vieții și că nu s-o știe. Și după aia, la a doua zi, Tamango zicea că așa mi-a zis un inginer șef de la, bă, parcă ai fi Tamango ăla de-aia în film, și mi-a rămas, mi-a plăcut și cum mi-a zis, mi-a plăcut de toate. Și a doua zi ce s-a întâmplat? După meciul ăsta? A? După meci, ce s-a întâmplat după meciul ăsta? După meci, bucurie mare, am văzut, nu știu ce. S-a auzit de mine. Băi, Tamango era la fracăre, unul. Eu știu, vorbea lumea cum vorbim și noi acum. Bă, da, da. Vezi unul că a apărat cu Progresul. Bă, cu aia, da. I-a scos pe aia de cupă. Să vezi ce-a... Așa cred că... S-a întâmplat. Și până la urmă, eu în Giulești mă duceam, că eram copil, stăteam pe în spatele porții pe acolo. Și mă vedea nea tinel, să trăiești nea nelul Motros, nea Ilie, bă, tot îi știam. Că dacă stăteam în Giulești, mă duceam pe acolo, da. Rapid și... Da. Și mă, până la urmă, îl lea în armată pe Urziceanu și ăștia căuta portar. Rapidu. Da. Și când vine Neatinel, zice, băi, unii, până Sandu Frățilă, eu eram pe ban, scoteam ca la poate, lucram. Și zice, băi, unii Tamango ăsta, mă, care e Tamango? Și eu m-am dus, m-a scos, eram un cea de acolo cu calat, cu ce eram aici la serviciu. Și mă vede când mă știa. Băi, Cioreane, tu ești, pacă, eram mai închis la culoare, că mă spălam cu cheia atunci, acum am dat. Da, eram mai închis la ce să... Și zice, băi, Cioreane, tu ești, pacă, întotdeauna după ce a făcut... Și tu ești, bă, ta, mă, cu uite, hai, ia-ți, du-te, ia-ți bagajele și aia, hai la Giulești. Eu când am auzit, nu venea să cred, uite, mi se face iar. La toată lumea, fugeam pe fabrică, băi, plec la Rapid, nu știu ce... Ca să-ți dați, da, ce șansă am avut... Da. Și m-am dus la Rapid, trăgea ăștia la partea, hop, o prindeam, o trăgea. Eu, ce-i cu ăsta? Că dacă de la Calapoate, eu acolo am le-ați făcut până, să curța de mâine, așa, da. Pe dădea ăștia la Scandenberg, îi luam. Le rupeați mâinile. Da, și pe urmă m-a văzut și am avut șansa vieții, că pe urmă când trebuia să luăm noi campionat, cu artiștii, cu ea, uite, cu Ștefan Bănică, Dumitru Graur, Ovidiu Ianițoi erau acolo. La Nichi Dumitru, da. Cu Hălmăgeanu, cu Steaua jucam aia. Uh-huh. Aveam șapca aia. Și așa ți-a început cariera la Rapid, de portar. Păi da, nu ți-am zis cum a fost? În 65. 65 am venit 65. La Rapid. La Rapid. A stat 10 ani acolo. Da. Nu? Ați plecat după vreo 10 ani la Sportul Studențesc. M-am luat, eram prieten cu Nicușor și... Mi-a zis, băi, vrei să vii la Sport? Dar eu, dacă pot să mă iei, vreau să fac și eu facultatea. Și atunci nevastă mea a terminat facultatea, a intrat secretar la ASE. Și pe mine, de-aia spun, eu eram clasa 10-a, la un liceu. Și i-am zis, bă, dacă pot să mă iei, ia mă, că cine mă ia pe mine? Eram o națională, cine mă ia? Și a doua zi când mă duc, mă cheamă aia la federație, vezi că ești legitimat la Sportul. Cu cuvânt, Nicușor vinea la mine acasă. Nicușor Ceaușescu.
Mai beam 11. Normal, dar erați deja celebru. Foarte repede ați ajuns cunoscut și oamenii vă iubeau pentru modul noastră de a trata fotbalul mai mereu în joacă, așa. Apărați, v-am văzut apărând niște... nu știu dacă avem secvențele alea video. Roberta, vezi că sunt niște momente în care apără magistral Rică Răducanu, sigur, care mai făcea și gafe uneori, sau din cauza acestui stil foarte aventuros în timpul fotbalului, mai făcea niște gafe pentru că era celebra, mai lua câte un autogol, ăla cu ceafa, fabulos. Dar arătați în momentele alea în care apără el fantastic. Sunt niște secvențe pe care le-am remarcat, poate le găsiți. Asta e faza autogolului. Cel mai mare meci l-am făcut la Lozar, că ne-a calificat. Cu Elveția. A jucat singur. Da. Aici nu. Am avut aici vă dați aici, gol. Aici am cu Sportul, cu Steaua. Ei ieșisem minge afară cu Steaua. Da. Așa, uite, tănățesc. Dar unde vă duceați? Că eu ieșisem să trag de timp. Am plecat în spațiu. Sunt afară, să vezi. Dar arbitru, cum a fost? Sunt afară de întâlnire. Ia fel de aici. Ia uite, mă. Ia uite. Da, erați afară. Erau afară, m-a lovit în cocoașă. De ce au validat golul? Acum, cum a dă ăștia golat? Cred că nu a fi văzut, nu știu, dar eu... Deci, practic, ați plecat ca să trageți... Că era 1-0 pentru noi, pentru Sportul. Uite, na. Eram afară de acolo. Și, asta era... Și cine la cine putea să ajungă mingea asta? Decât la Pui Iordănescu. La Ghiliu Iordănescu, care a dat gol. Dar uite aici, asta secvență în care apărați extraordinar. Câte am apărat asta? Nu, dar și mai urmează o fază. Mai urmează o fază. Ce slab era. Sunt mai multe secvențe extraordinare. Aveți reflexe fabuloase și aici. Hop! Dai, mă, la un loc că nu mergi. Stai că nu mergi. Nu mergi. Erați... Peru, mi se pare că era, la. Da, asta era cu Naționala? Cu Naționala, cred. Da, la Naționala. Da. Da, vreau să vă întreb, ați ajuns la Naționala după ce ați început să vă faceți remarcat în campionat pentru aceste prestații și cu toate astea, la Mondialul din 70, n-ați jucat decât foarte puțin. Acolo... Ați jucat doar cu Brazilia, nu? Cu Brazilia am avut șansa să joc. La 2-0 am intrat. Era deja 2-0 pentru Brazilia. Știu că s-a terminat 3-2. Nu știu dacă Dumnezeu să le tăpânea angelul. Normal, trebuia să meargă toți cum a fost, că nu cu minte. N-aveam ce să faci, că de băută, că zicea că eu cu două brinci cu aia ne-am dus la băutură. Păi, hai să zici că eu nu beam. Eu dacă beam o bere, era gata. Da. Două brinci, bea și el o bere. Sau dacă... Dar Dan Cuie, na, care am plecat cu titulare, el, nu l-a băgat deloc. Adică a greșit mare că noi trebuia acolo să mergem cu echipa care ne-a calificat. Da. Cu Dobrin, cu mine, cu Dan Cuie, cu toți ăștia. Bă, nu ieșea, dar poate ieșea. Nu se știe cum. Și a făcut 4-5 schimbări atunci cu mine. N-a jucat nici Dan Cuie, nici... Că a venit și cu Boga atunci cu Lupescu. Pe Lupescu l-a pus fundaș central. I s-au reproșat foarte multe lucruri la Angelo Niculescu. Nu știu ce s-a întâmplat. Da, săracul. Dar să spun ceva, că nu numai el e de vină. Că el m-a ajutat de multe ori. Avea încredere, nu jucam bine la Rapid și mă băga național. Deci era mai mulți. Erau 4-5. Era Nea Voglă, care e dumneavoastră. Da. Era Nicușor, Covaci. Erau, nu mai era, erau mai mulți. Erau deciziile. Toată lumea mea la mondiale. Dar numai puțin, Dobrin a fost magistral în preliminarii, în calificări. A dat goluri, a fost foarte bun. Dar nu se putea... Asta ți-a părat extraordinar cu Elveția. Tata, zici, adevărat că era cald. Să spun ce, era cald. Așa. Noi la antrenamente, Dobrin se ducea mai la umbră. Nu băga ustru. La voința omului și cum îl știu eu, nu știu ce, sau oricare... Când începe meciul la un mondial, te duci până acolo să nu joci. Nu, usturat. Și pe mine m-a băgat, nu știu dacă așa am crezut eu, m-a băgat să mă facă de belea la 2-0 cu Brazilia. Da. Deci câte am apărat eu, putea să fie 5-0 pe urmă, dar am avut noroc că mi-a dat pele și după aia a venit și să ne schimbăm tricourile. Atunci îl cunoscusem înainte la Rio de Janeiro, pe Maracana, când am apărat de ea, primul de ea m-am urât ce le-am făcut cu Brazilia acolo. Atunci a zis el că să rămână acolo, că sunt de al lor.
Da, v-a dat o poreclă pe ele. A? V-a dat o poreclă, Ricardo. Ricardo, dar de ce v-a zis Ricardo? Ricardo, pe limba lor, dacă Raducanu, Ricardo. A, Ricardo, l-a adaptat. Adică a dat-o cu mexicane și eu știu... Da, a adaptat numele. Da, să mă mângâie. Și că am băut brazilian de scenă, da. O să râd, am băut... Uite scena, uite poza cu ele, da. Asta e la Guadalajara, când am făcut... Iată, îmi zice el acolo, că noi ne cunoșteam de la... Înainte, de pe Maracana, da. Știu că și băuseți o bere după amicalul. Înainte, la Copacabana. La Copacabana. 69. Dar cum vorbeați aici? Ce vă zicea? Ce ziceați noastră? Mai băgam de mâine, mai Ricard, pe românești, mai se înțelege aproape. Un pic cu portugheza, da. Românește cu castilea. Da, el, portugheza cu română, multe cuvinte asemănătoare. Părma învățat destul de bine. Părma castilea, știi? Părma învățat destul de bine. Da. Secvență fabuloasă asta. Da. Așa cum și România a jucat foarte bine la campionatul mondial din 70 și a pierdut cu 2-1 cu Anglia, cu 1-0 cu Anglia, nu? Da, a jucat cu 3-2 foarte bine. Noi avem echipă bună, domnule. Foarte bună. Păi, am uitat la niște meci. Noi nu numai echipa națională, noi avem fotbaliști ca lumea care a rămas și acasă. Aveam fotbaliști care putea, de-aia și mulți s-au dus și a rămas în străinătate, că ce îi oprea dacă nu era... Mă uitam la meciuri, la viteză, la ritm. Și la calitatea fotbaliștilor, Dumitrache, Dobrin, ce vorbe? Lucescu, care era fabulos, și Cornel Dinu jucau bine, jucau foarte bine, Tătaru. Hai, domnule, ce vorbim, avem o echipă, Radu, nu, Valer, din ce mijloc, Mocanu, Deleanu, Sădmăreanu. Ar trebui ca ăștia tineri de astăzi să se uite la acela meciuri, să înțeleagă unde a fost România. Și, într-adevăr, Angelo Niculescu a reacționat incredibil, adică să nu-l bași pe Dobrin într-un meci cu Brazilia, să-l confrunți nu, cu Pele. Nu, uite, chiar mi se face. Nu, dumneavoastră, acolo el trebuia să meargă cu trupa care ne-a calificat ce mai e. Așa cred eu. Au fost niște gafe incredibile. Că tot zice că n-am fost cu minți. Că... Hai mă să spun ceva. Bă, ca să te duci la o băutură așa, la Rio de Janeiro sau, pe urmă, după aia, în Mexic, la Guadalajara, în primul rând, tată, la intrarea în hotel, noi stăteam singuri, știi cum se face, stăteam la hotel și poliția în față. Nu mișca să ieși și n-aveai pașaport. Deci pașaportul era la șeful. Le ținea șeful pașaport, le strângea de la toți. Știi cum se făcea? Da, da, da. Și dacă te prindeai pe stradă, dar nu mișca. Da. Și aveam $2 pe zi. Ce puteți cu $2? Nu ne dădea banii dolari aia imediat, să zici. Ne dădea mai la sfârșit ca să cumpărăm și noi câte ceva. Și unde să te duci? Că pe plan n-aveai, că ți-era frică să te duci dacă te prindea nasol. Și unde să te duci să bei? Cum? Noi acolo adică, aveam noroc că ne mai ținea aia. Adică zvonurile alea că Dobrin bea mult acolo și... Păi, dar n-avea cum. Au fost niște prostii, niște răutăți. N-avea cum. Eu spun că el acolo, când s-a certat și aia că îl certa pe margine ăștia, nu putea să fie aia cald. El nu-i plăcea cald. Da. Ce să mai zic? Ce numai el? Hai să spun că jucam cu... Poștia, da, poate ai niște meciuri să jucam cu cehii sau cu ăștia, cu Anglia. Deci... La Rio, la asta, la, cum îi spune, la Guadalajara, căldură. Acoperi stadionul, jumate, aici era umbră, pe partea aia. Dacă mă crezi și englezi și francezi, toată lumea era juca pe partea aia. Ai noștri nu mai vorbesc. Da. Cine știe cum să mai tragi pe partea aia ta? Spă cuvânt. Schimba Adinu, că le avea pe astea cu diagonale, și Lucescu era pe partea aia și scăpa singur, putea să dă, așa i-am bătut. Da. Așa i-ați bătut pe cehoslovaci, cu 2-1. Da, meciuri fabuloase. Amintiri, ce naiba, adevărate, pe cuvânt. Dar eu mă mir, de exemplu, că după ce v-ați întors de acolo și ați și fost premiați de altfel, Ceaușescu nu a luat niște decizii împotriva lui Angelo Niculescu sau nu s-a făcut anchetă ca să se înțeleagă de ce nu a jucat Dobrin sau... Nu știu dacă n-a fost nicio anchetă atunci? Nu știu dacă el a fost de vină singur sau... Nu cred. Eu spun, de multe ori eu jucam, nu eram în formă bună la Rapid și la Națională eram titular. Da, Dobrin s-a mai împăcat cu Angelo Niculescu după? Nu, nici nu discuta. Angelo nu discuta, nu, cu nimeni. Eu i-am zis eu, tată, de ce nu m-ai băgat? Te zice ăștia toate ziarele că ai fost... Lasă-mă că știi tu ce ai făcut.
Unde să te duci când aveai cum să... Și stăteam afară de un oraș, dacă te prindea și te era și frică, limba noastră. Da, Dobrin, a mai jucat la Națională după. Ce? Dobrin. Da. A mai jucat totuși. Da, după aia la Bogatear. Incredibil. Da, ia-l-te-ne aici. Erați toți îmbrăcați. Acolo, da, îmbrăcați. Știi unde suntem fel? Acolo? Unde erați? La Atene Pala, știi, că se făcea petrecere acolo și avem, ne-a dat de alea pălării. Sombrero. Mm-hmm. Sombrero. Ajungem și la o poveste specială, dar aș mai vrea să mă lămuresc în privința unei situații. Ați primit mai multe distincții din partea statului român. Aveți niște, nu știu, pentru meritele sportive aveți niște decorații, aveți ordinul meritul sportiv clasa a 3-a. Da, am toate. Sunteți cetățean de onoare al capitalei. Aveți ceva beneficii de pe urma acestor distincții? Nu. Nu primiți dumneavoastră niște bani? Nu, decât ăștia de la federație, aia, dacă ești maestru emerit al sportului. Sunteți maestru emerit. Îți dă 1200 alea. Da. Nu mai le-a băgat, nu știu, dar sunt curios dacă le mai bagă, că ți le băga într-un cont. Dar nu cred că m-am dus eu pe la federație să mă încerc. 1900 înseamnă 1900 de lei, nu? Bă, 1200, mă. 1200, a, 12. 1200. 12, am crezut că 19. 1200 de lei, atât? Atâta e. Tot timpul, s-a votat acum câțiva. Pentru maestru emerit al sportului? Doar da. Atât? Da, poate ajungem la chestii mai drăguțe. Noi altceva nu avem. Eu sunt și am și cetățean de oraș. Am de toate felurile, am și ordinul muncii. Așa. Și niciun beneficiu? Nu, nimic. E bun, le am acasă, în pod. În pod. Nu mai zice nimeni. Nu mai, mă, nu vezi. Nici ca cetățean de onoare al Bucureștiului nu aveți niște privilegii, niște. Nu, tată, nimic acest. Nu puteți să vă luați niște locuri, să vă faceți un business. Sau... Da, nu e ok. Ea Iliescu, Nea Ioane a dat la ordinul muncii. Da. Măcar atât? Asta dar e... nimica nu e. Nu dă bani nimica, nu. Dar Ceaușescu nu v-a dat ceva după ce v-ați întors? Ce? După ce v-ați întors, Ceaușescu, regimul, după ce v-ați întors 6.000. Din 6.000 de lei. O primă de 6.000. O primă de 6.000 de lei. Pa. Aia, atât, da, atât. Îți luai niște mobilă cu 5.000 de lei și gata. Deci, de bun, și da. Rezolvai situații. Am trăit bine cu prima aia, care mergeam la mare, la gaji, cu gaji. Am avut bani, eram băier. Apropo de femei, spune, mă rog, sunt tot felul de legende că femeile au avut un capitol special în viața noastră. Ați povestit odată cum ați sărit de la etajul 2 după ce soțul femeii cu care vă hârjoneați, să nu zicem așa, s-a întors subit acasă. Și vreau să vă întreb dacă ați preferat femeile măritate sau aia a fost doar o întâmplare? Nu, stai să vezi. Tată, am fost în cantonat. Nu era greu pe timpul ăla să găsești o fată ca lumea sau... Nu mai găseai ori măritate sau bărgați plecați sau ceva. Și, mamă, vinea Răducanu cu un tricou, cu un sutien de la Triumf. Da. Așa, ciorap cu chiloți care nu era în România, așa, bikini. Da. Cu cador, da. Da, cu asta mai. Și avem lumea la bloc stătea. Și, de exemplu, tot așa, întrebeam pe câte, băi, tată, la ce etaj stai? Ce, băi, nu poți să vii la mine, că e bărbatul meu, dacă vine sau că nu era telefon acum, băi, că sun sau ceva, era cu manivela. Te trezeai cu omul la ușă. Da. Și am zis, la ce? La 2. Stai, mă, liniște, nu știu, problemă. Pac, stai, acum dacă sunt, de aceea mă rup picior. Da, păi, a bătut ținea la ușă, eu închivez, pac, m-a așezat pe balcon, pac, picior. Dar aveți 1,90 m, ce... Era mai mare. Păi, imediat. Păi, nu zic, era mai mare bărbatul ca noastră sau totuși dăm... Da, nu, păi... Ca să nu răniți femeia. Adică, nu, ce rost avea să... Ce rost avea? Da, da. Deci, mai... și-ați sărit de la etajul 2? V-ați lăsat în mâini până la etajul 1? M-am așezat ăla și mi-a dat drumul. Deci de-aia cu femeile măritate că erau mai serioase sau cum, mai altfel, mai... Păi, nu-i vorba de serios, că nu era, serios, era vorba de să nu faci scandal sau nu-i vorba de serios. Să fie mai discrete, erau mai discrete, da. Că erau căsătorite era... și atunci de... Să spun ceva, pe timpul ăla era greu să te duci. Nu era ca acum, fete, să te duci la un hotel sau undeva. Uh-huh.
Nu, nici nu discutai că la hotel dacă te... Era jale. Era jale. Și astea erau singurele variante care se... Da. Soția v-a prins în offside vreodată? Că în offside pe teren ați fost prins, da. Dar soția v-a prins... Păi n-avea cum să... Păi, chiar dacă zicea, îi spunea, tata, păi nu poți să demonstrezi, tata, că... N-are, că n-are, a fost... Am o familie... N-ați adus niciodată vreo femeie acasă? Nu, nu. Ce dracu, suntem... Păi dacă puteai... Nu am fost, că aș fi... Vream, cum să recunosc. Da. Dar nu poate... Cine nu vrea să ducă să mai fac? Dar nu poți să te duci acasă, că nu merge și era greu. Da, greu, da. Aveți mulți ani de căsnicie. Mi-a spus în seara asta, înainte de emisiune, că aveți peste 50 de ani de căsnicie. Da. Peste 50 de ani. 52. Deci sunteți... Nici mai știu ce nuntă e asta. Nunta de aur clar. Da, pe treia să platină. Mă duc să-mi dea banii ăștia de la... De 50, la primărie. Da? Ar trebui... Lasă că mai las acolo la 100. Să se adune, să se da. Soția a declarat așa, la un moment dat. Chiar dacă am avut parte de multe supărări alături de el, nu am pus la suflet și asta ne-a ținut împreună atât timp. Cu ce o supărați, în afară de femei? Dar nu, femeia nici de presimțea, adică... Dar n-avea nicio dovadă în cea. Demonstreze. Dar cu ce o supărați? A zis ea că ați avut parte, am avut parte de multe supărări alături de el. Bine, râdea. Supărări după aia, normal, plecam de nebun, acolo, stăteam în cantona câte o lună, ea să... Era cam singur. La chestii de astea să începe supărările. Dacă nu ești atent și nu ții unul lângă altul, familia asta așa singurătatea și te duci colo-colo, gândurile te omoară, mamă, ce o face, unde o fi. Dar am avut o familie ca lumea și acum o am, excelent. Asta este că în lungile cantonamente, că de fapt din cauza asta, că era mai mult singură pe care le-ați avut pe parcursul anilor, ea zice, nu știam decât să împachetez și să despachetez bagaje. Pe copilul nostru abia îl vedea la față, dar eu m-am chinuit singură să țin rostul casei și al fiului, pentru că soțul meu n-a avut aceste griji niciodată. Așa este și acum, pentru că nu se implică niciun fel în treburile casnice. Asta cu câțiva ani în urmă. Și se vrește mereu aceea scuză, potrivit căreia el este creierul, el creează, el este vedeta. Bine, râdea când a spus aceste lucruri. Pe un ton de glumă, așa, dar totuși v-a dat-o un pic. Ea nu prea vorbește cu zilele. Când dădea băgata asta, să mă celească, îți fac eu ție acum. Nu e. N-avem treabă. Nu v-ați certat? Ați fost genul romantic sau tandru cu ea sau nu? Sau mai rece așa? Bă, tată, așa cum mă vezi că așa, eu sunt... Adică eu sunt un băiat blând, nu sunt... Nu scandal, n-am cum, sau să-i dai o palmă, cum să dai o palmă o femeie. Dacă îi dau o palmă, ce să... Nu, am căutat mereu, chiar dacă e supărată, că mă vedeam că face, mă ceam, o gădileam, mai băgam. Adică mie nu-mi place să supere lumea, mie îmi place oamenii să fie bucuros, să întâmplă, da. Să ne... Da. Deci căutați să o împăcați. Da, căutam să supere ea, să supere. Și acum mai dă în gură, acum o lasă de plec în partea aia. Muncește, toată ziua face treabă, foarte bine. E activă. Da. Iar dacă ați trecut recent prin episodul ăsta cu COVID, înțeleg că a avut o formă destul de gravă de boală. Da, da. Am avut noroc, a scăpat bine, da. A stat în spital, nu? Da. A stat în spital vreo lună. Nu știu, cum e și cu asta, eu am avut și eu, dar cred că e și de formația omului, de cum să spun, tăria, ce are, nu știu, ea... E mai sensibilă. Dar totuși a rezistat. Dacă a fost în spital internat și s-a întors de acolo. Mult timp. Că de obicei când ajungi să te internezi și să te atingă la plămâni această boală, mult e timp foarte periculos. Mult acolo. Că urmă a venit fiul meu și a luat aparat de la de să-l bage pentru plămâni. A prins-o la plămâni. Uh-huh. Am înțeles. Deci legat de femei, n-ați fost nici mai rău, nici mai... cum să zic, subțire. Cuminte decât alții din acea perioadă. Subțire, da, nu. Dar care a fost cel mai... Care a fost din generația noastră fotbalistul cu cel mai mare succes la femei? Nu, domnule, n-ai cum. Acum, da. Păi și pe vremea aia din generația Mexic. Cine... Care avea cel mai mare succes la femei? Ei, păi... Boc era... Cine? Frumos, Sandu Boc. Sandu Boc. Lucescu, cu minte, drăguț, da, cu minte.
Mopsul nici atâta, Dinu. Mopsul era Dumitrache, nu? Da, Dinu nici atâta. Adică ăsta, Lucescu, convins, familist. Familist. Nu știu dacă a cunoscut vreo trei. I-am și zis, du-te, mă, de ce. Ai cunoscut vreo trei femei la viață? Da, nu, adică da. Așa era atunci. Da. Deci Sandu Boc atunci, era, Sandu Boc era da, și drăguțel. Și, am înțeles, el era... I-a plăcut. Pe de-aia și făcut și pârnaia, că s-a luat la bătaie cu da. De la Gagici. De la femei. Ne întoarcem după publicitate într-o seară extraordinară cu Rică Răducanu, da, da. Una din vedetele serial, fotbalului românesc. Avem... Facem serial. Vorbim și despre... despre... E nepoată mea. Da, păi ajungem și acolo. Despre nepoți, vorbim și despre da, băiat, da, ce, despre cei din familie, vorbim și despre Gheorghe Minică, cu care ați jucat. Chiar vreau să comentăm aceste secvențe după publicitate. Foarte multe întrebări pentru primul portar din România, care a fost surprins în offside, dar care a și dat goluri. Am dat gol, da. A și dat golul. Dacă lăsa golul Curțarul, că m-a dumneavoastră să lepte, m-am dus la el, bă, tată, lasă, ai mai văzut mă, tată, stăteam de 10 minute până care eu. Am mai dat cu capul, am dat peste ei, cu farul. A fost gol. Era Pilcă, portar, și cu Antonescu. Și m-am dus la el, stăteam, vreau că l-am luat, nu știu, cădem în bedi și a scăpat. De aia și-am căzut în bedi atunci. Nu-i nimic. Vorbim despre toate astea după publicitate. Chiar este un privilegiu și mă bucur că discutăm asta cine, aproape de sărbători. Asta cine? De la nevastă? Aveți pozele astea? Asta nu știu de unde. Asta e Ana. Roberta de ele. Aici erați cu Ilana Ciocolete și cu... Ei, Ciocolete. Da, Ilana Ciocolete. Săracel. Asta e o prietenă de aia, știi? Da, hai că vorbim. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi. Da, mă, tata.